Salariații societății de termoficare a Sucevei vor fi trimiși acasă în șomaj în două tranșe, începând chiar de luna viitoare. În prezent, la Termica sunt angajați aproximativ 270 de salariați. Prima etapă a concedierilor colective va avea loc în luna septembrie, iar a doua etapă în noiembrie, după cum s-a stabilit în cadrul unei ședințe extraordinare de Consiliul Local. Prin proiectul discutat de aleșii locali s-a modificat de fapt o decizie anterioară din luna mai, referitoare la întocmirea documentației necesare pentru inițierea unei hotărâri de guvern privind aprobarea sumelor necesare pentru acordarea de venituri de completare celor 94 de salariați ai Termica S.A. care rămân fără serviciu. Este o solicitare venită din partea Guvernului României adresată instituției prefectului, care instituția prefectului ne-a făcut o adresă, o aveți și dumneavoastră anexată în spate, este înregistrată pe 29 iulie. Singurele modificări care se fac sunt cele prevăzute la acest articol. Se modifică punctul 3.5 din cadrul planului de disponibilizare aprobat de dumneavoastră. Dacă înainte spunea clar, și vă fac citire la cel vechi, spunea etapa 1 de concediere colectivă se face maxim 90 de zile calendaristice de la intrarea în vigoare a hotărârii de guvern, și etapa 2 spune clar că era inițiată de la data de 1 noiembrie 2015 și se finaliza în 90 de zile de la data la care a fost inițiată, modificarea solicitată de către Guvernul României prin prefectură este ca etapa 1 de concediere să aibă loc în luna septembrie și etapa 2 în luna noiembrie. E o modificare minoră, dar care trebuia făcută de către Consiliul Local, nu putea să semneze cineva pentru ea. În baza deciziei consilierilor locali, instituția prefectului județului Suceava va proceda la promovarea unui nou proiect de hotărâre de guvern privind aprobarea sumelor necesare asigurării acestor venituri de completare care se acordă în plus față de indemnizația de șomaj. În prezent, la Termica sunt angajați aproximativ 270 de salariați. Conform deciziilor luate de Consiliul Local Suceava, noul operator, care nu a fost desemnat încă, este obligat să preia 157 de salariați de la Termica pentru a presta activitatea de termoficare. 94 vor fi trimiși în șomaj, iar o mică parte ar urma să rămână acolo pe perioada lichidării activelor și pasivelor societății.